Salut prieteni, ce faceți? Eu sunt Dan de la GeekChronicles.ro Și astăzi am pregătit pentru voi încă un unboxing interesant! De data aceasta este vorba despre un router Un router de la Xiaomi Care costă aproximativ 35 de dolari Undeva pe acolo Specificațiile acestuia sunt următoarele Suportă standardele BGN AC Are două antene Chiar și port USB, acesta mai are două porturi de LAN, numai că sunt doar de 100 de mega pe secundă. Hai mă să chiar așa. Și un port One pentru internet, care din nefericire este tot de 100 de mega pe secundă. În fine, dar să vedem în test cum se comportă. Așa. În parte din față nu avem nimic pe cutie. Lateral nimic, 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 nimic. Și pe spate specificațiile. Să desfacem cutia. Iar chineză, da, apropo, soft este în chineză și trebuie tradus cu Google Translate. Îl dau puțin la o parte, înăuntru. Iar chineză și app mare, deci presupun că asta e aplicația care se conectează la router. Încărcătorul pentru SUA, 12V, 1A și un manual care este tot în chineză. Deci nu mă ajută cu absolut nimic. Vreau să dăm asta la o parte. Destul de interesant așa, routerul, Compact, pot să zic. Subțire chiar. Foarte subțire. Ce mai trebuie menționat e faptul că routerul are un procesor MT7620A de 580 de MHz, are 128 de MB de RAM și 16 MB spațiu de stocare pe care se află softul. Routerul suportă și framerul open source DDWRT, care îl găsiți pe site-ul oficial al lor, am să-l pun acum pe ecran. Logo-ul Xiaomi, iar aici pare să fie un LED. Da, e un LED. Aici este l ul portul USB, aici cred că este din, din -la de restart, butonaj de la de restart. Și acestea sunt porturile LAN. Antenele se extind așa. La prima vedere nu ai spune că acest router costă doar 30 ceva de dolari. Și pentru ceea ce oferă, merită fiecare bănuț. Prieten, vă mulțumesc că ați fost încă o dată alături de mine în acest unboxing. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să acordați un like. Și să-i dai și un share cu prietenii voștri de pe social media. Iar acum mă puteți urmări și pe Instagram și Snapchat, unde pun chestii interesante. Chiar trebuie să mă credeți pe cuvânt. Vorbesc foarte serios.